Toți erau cu armele în bandulieră. Aveau agheuri, aveau tancuri, aveau toți, aveau... Mama mea, era război atunci. Da. Pe păi da, că s-au discutat despre Andreea Marin. Dar știi, știi care chestia? Că singurul care era în armată eram eu. Credea unul cu tun, unul cu alea. Sergiu trăgea cu luneta. Da. Cu arcul cu săgeți. Mădălin trăgea cu flautul. Cu praște. Ăla nu intră, ăla nu mai intră în sfera noastră de preocupări. A, oricum trebuie să-l salut și pe el un pic, că nu pot mă abțin. Nu, da. Nu, te rog eu, nu mai... Nu-l salut, știi, noi înțelegem, prin salut îți nu dăm salut, seama. Salut, domne, ce am zis altceva? Un salut. Da. Și altceva, văd că tot se bate atâta monedă pe tema asta, cu Bănică, cu... S-a dus cu Nadia, s-a întors cu Nadia, s-a... Nu știu, am presia că au rămas băieți în criză de subiecte, sau cam așa ceva. Da, nu știu, și din punctul meu de vedere nu e niciun subiect. Dacă au fost, eu și știu adevărul, dar m-am băgat că nu mă interesează. Și treaba lor, ce au făcut, o mare izmeneală că a fost pe aia, a fost cu mai multă lume, nu mai cu... Dar asta e treaba fiecăruia și eu am fost cu mai multe și altele. De ce tot să caută să spună altceva? Pentru că lumea e... Bă, noi avem o singură chestie, știi ce avem noi? Când avem unul care ajunge sus, tot timpul trage să facem ceva, să-i dăm în cap să coboare, nu? Și, bine, aici, din punctul meu de vedere, și ea a greșit. Pentru că ea nu trebuia să mai scarpine chestia asta, să mai dea interviuri că... că n-am fost, că nu i-am cunoscut, că nu nimic. Nu! Ascultă-mă și pe mine puțin. Ea trebuia să spună, da, dom'le, ei s-a fost tinerețea mea, ce n-are, și dacă a fost iubită cu ăla, ce ăla, nu era om, era marțian, ce era. Ea trebuia să spună, da, dom'le, am avut așa, asta a fost tinerețea, la revedere și la revedere. Dar ea a iritat lumea când afară a dat interviul ăla că nu i-a cunoscut și nu l-a cunoscut niciodată. Când a ajuns, aici da. E prostia, nu acum, mă. A, și acum a zis același lucru? Atunci mergea, acum a dat la englez un interviu că i-a fost o singură după Ceaușescu când a premiat-o. Restul nu știe nimic de familie. Și lumea s-a iritat, asta este. Da. Nu știu, mi se pare rău. Și mai e chestia asta, acum cu... Au inventat ăstea cu parlamentare, cu chiriile, vă că și l-au găsit cel mai mare chiriaș cu o tabliță. Bă, ce aveți, bă, și cu ăla, bă, handicapaților? Cu cine? Mă jigni, David, am să te rog mult de tot, că eu am constatat asta. Nu mai vorbi urât despre, nu mai jigni oamenii când amendă. Sunt. Te rog, că ne luăm amendă și nu, te rog frumos, ține cont de asta. Dar cine cu cine? L-au găsit pe ăla, să-l ia pe ăla, că e cel mai mare chiriaș din toți nesimțiți ăștia care s-au pe banii noștri. Dar pe care? Nu, n-am omricat, pe care l-ați? Sunt virele astea de protocol, spui tu, dar... Cotabiță. Lasă, păi, și de ce să aibă cotabiță vire de protocol de la asta? Dar cine e cotabiță, domnule? Păi asta zic, cântăreți unul care transpiră. Dar ce caută în vire de la asta și cum a obținut-o? Pe ce stă el în vire rea PPS? Nu te supăra. I-au luat pe toți, numai pe cotabiță. Dacă știga vreun Oscar cotabiță, e Caruso, cine e cotabiță să primească o vilă de la stat când oamenii n-au unde locui? Dar seama că vilă asta de la stat s-o dă la pătă și chirul să-l băgă. Dar consilierul aia n-a găsit-o nimeni, domnule. Ba da, măi, găsesc pe toți, stai liniștit. A vorbit Joana foarte frumos, a zis, domnule, eu dau 3.000. Dar cine, repet, bun, să primească un demnitar, să... Că da, există vilele astea de protocol, nu, dar o cotabiță... Trebuie să fie desfințată, adică trebuie ținută numai pentru miniștrii care sunt... Ambasador care închiriază. Așa, și trebuie să toată lumea să plătească, pentru că avem drepturi egale în țara asta, nu? Eu dacă nu plătesc, vine la și mă închide curentul, taie căldura. Corect. N-am nimic cu cotabiță, doamne ferește, nu știam. Altă să dezgroape iar alt... Nu știu, Elena Ceaușescu cu Ilie Ceaușescu, domnule, astea au nebunit, domnul. Dar cu Elena Ceaușescu și cu Ilie nu știu ce au zis. Au zis că n-au mai plătit de 3 ani, că stau moacă, că... Sora, cunata lui Elenei Ceaușescu, nu aia. Au nebunit, adică eu am presia că ăștia pregătesc ceva și tot o scoate pe asta. Nu vrei să spună... Scoate pe bănică, ba chirii, ba... Vrei să spună ce se întâmplă? În campanie, ca în orice campanie, s-a promis enorm de mult, acum nu prea pot să le facă și atunci asta este o chestie de diversiune făcută de securitate de la noi în țară de 50 de ani, duce omul spre altă chestie, ca să nu mai gândească, mamă, diversiune. Da, l-am pușcat, Nicu l-am pușcat pe Vadim, și el mai spune, stai mă, că ai zis că ne dai pensiile, nu ți-l mai bine dai pensiile. Mără salariile, le dai înapoi, da. Toată lumea, mă, dacă l-am pușcat, și dacă l-am pușcat, ce era? L-am pușcat ăla pe ăla, du-te bă, la ghinde la tine, să te împuște. Adică niște șturi din astea și lumea uia ce vrea, asta este România.
asta este nivelul. Le Halim. Mai e și chestia asta. Dom'le, dar de ce nu arată posturile tăia inteligente? De ce nu dau posturile tăia inteligente? Să meritezi gravă fetița aia care s-a prins la cipii tale și a murit de la un panoramă de întors. Dar de ce nu s-a dat posturile? Da, un telespectator te întreabă, Serghei, ce părere ai despre treaba asta? Asta este nenorocire și vezi că aici nu, asta nu se întâmplă nimic. Când un copil moare, că s-a tăiat la picior într-o țară... Da, mă, că și-a rupt picior. Cum să moară că-ți rupt picior? Într-o țară, în mijlocul Europei și în anii ăștia. Este incredibil. Nici în evul mediu nu se întâmplă. Dar astea trec, astea trec ușor. Sigur, ne, pe, și a murit un copil, lasă. Ce o să fac? Trei copii, n-ai văzut că acolo, în primul rând, că au manifestat părinții, automat trebuia să meargă televiziunile să transmită. Stai bă că uite, ăștia au o nemulțumire. Ce se întâmplă? Doar, am înțeles că doar de la Constanța, Nicușor Constantinescu a ieșit și a cerut demisia ministrului sănătății, dar îți dai seama că astea sunt floare la ureche. Unde e, bă, ministrul sănătății să apară acum? Domnule, anchetăm... Deci, ministrul, în orice țară, în orice țară civilizată, ministrul sănătății, la un asemenea caz, își dă demisia. Dar noi nu suntem țară civilizată, la noi sunt astea, la noi contează dacă ăla acum 30 de ani l-a căutat pe Vadim în dulapul lui Janina Matei, înțelegi? Asta bă, este bă, foarte important. Sună un ales, un trimis al poporului... La Bruxelles, care l-ar trebui acolo să ocupe de alte chestii, el sună în emisiuni noaptea că îl căuta Nicu în dulapă la Janin. Pentru a ce nivel de nebunie am ajuns, bă? Când un europarlamentar, în loc să sune să spune, mă bat pentru România, să luați aia, să luați aia, el sună că era ascuns și că a ars 2000 de femei și era ascuns în dulapă la Janina Matei. Ce vrei mai mult decât asta e clasa politică? Să ne împușcăm? Janina Matei. Avem un parlament de cântăreți. Eu n-am nimic cu ei, dar toți cântăreții de la Tobe, de la IQ, MyQ, ByQ, toți sunt în parlament, nu se poate așa ceva. Ce vrei? Asta e viața. Pentru că nu e vina noastră, e vina la care votează. Stai mă puțin, nici chiar așa. Eu am mai explicat și aseară, în America, în toate astea, în parlament, intră oameni, majoritatea sunt juriști, domne, pentru că aici sunt chestii de legi, de tribunale, astea sunt juriști, sau oameni care au facultăți de specialitate. Bă, Ceaușescu n-a fost tâmpit, ca să ajungi acolo, trebuia să faci Ștefan Gheorghiu, domne, care veneau și oameni de afară, în care învățai politică. De-aia a bătut Iliescu pe toți ani de zile, că Iliescu avea școală și cu tot PSD-ul care au luat-o, față de care veneau de la ghide și i-a zis că e halea ala pe pâine. Da, eu părerea mea că ăștia încă nu s-au trezit în lumea de azi, încă trăiesc lumea veche și îi caută mereu lideri. Nu știu ce se întâmplă. Acum și l-au găsit lider pe nenea Iliescu, pe nenea Băsescu și ei toți trompetează pe ce se întâmplă, îi păcălesc și ăștia trompete și suflă-ne-i și ăștia răbuvnesc. Nu, nu, ăștia s-au prins, politicienii noștri s-au prins la indicațiile ăla de afară, bă, pe ăștia îi faceți varză oricum, îi haliți la alegeri și după aia călcați în picioare că numări, dacă te 20 de ani numări. Uite-te, mă, în Grecia ce se întâmplă, că 3 secunde sunt aia, uite-te, în Spania, în clipa când le-a micșorat aia, au fost câteva mii de oameni în stradă, în Italia, peste tot. La noi taie, nu ce taie, taie tot. Dar și noi suntem niște găini, hai să recunoaște. Păi asta spun și eu, că singurul lucru când eu nu sunt fan Mircea Badea, pentru că are niște chestii care pe mine mă deranjează, adică el e miezul. Dar acolo când i-a scos pe aia întreabă și îi scriau ăia, bă, dacă tu ai ieșit, adică sunt penibil, bă, ăla săracul, așa cum el sau cum nu, el ăla ești în stradă, domne. Și s-a luptat pentru ei să scrie toți fraierii, bă, dacă tu ai ieșit, nu știu. Am ieșit, nene, că asta e. Și asta e treaba, dacă o halim, o merităm. Ce să facem? Tu care, cum vin, anunț, bă, pe mine mă îmbolnăvesc chestiile astea, domne, când ajung, i-arestez pe aia, mafia lui ăla, în politică, nu mă interesează, că eu nu sunt cu alea. Și ăla a furat miliarde, aia a furat miliarde. Mafia, îmi fac scheme la televizor, caracatiță, hâț, hau, și după aia toată lumea e prietenă, pe nu mai am dat nicio schemă. Lasă-mă, mă, așa cum sunt, gata, ați luat, duceți-vă, facem ștouri din astea. Deci tot e un ștor, nu? Da, asta e toată povestea. De chestia că eu am văzut la Galați, la mine, au ieșit vreo 50 de pensionari de ăștia.
Și treceau tinerii și râseau, râdeau de ei pe stradă. Eram acolo, m-a stat la față cu un gar bordat la ceva. E, asta e prostia. Ai văzut în Franța când le-a tăiat la pensionari, au ieșit câteva sute de mii de tineri, studenții. Ei au apărat pe pensionari, pentru că ei au o educație, o cultură a democrației, înțelegi? Și tânărul știe acum studentul, băi, trebuie să-l apăr pe pensionar acum. Că ăsta a muncit, rândul, mi-a adus țara până aici, eu trăiesc bine și eu trebuie să ajung și eu acolo și mă apăr următorul. La noi, exact, ies pensionarii și toată lumea. Păi, de-abia acum, oricum, este un pas bun ce s-a întâmplat, că i-a depistat pe animalele alea care au dat cu picioarele în băiat, bă, până l-a lăsat șchiop. Eu nu știu la cum are liniștea să stea cu mintea, căutam pe ăla și îl călcam în picioare. Păi dacă eu sunt demonstrant, am căzut jos la pământ, să vin să dau ca o javră neordinară cu piciorul și când mă văd filmat să și fug, bă, tu zi, ce cârpă de om, ce jec de om, adică măcar dacă ai sânge, bă, am dat și rămâne acolo, dar a dat cu piciorul, bă, era jos, ce picioare că era și când a văzut că e filmat, mamă, că și-a dat seama cum a întors-o și a fugit. Adică, vezi, și ce se întâmplă, nu e adică stigător, au lăsat un copil mutilat pentru ce? L-a arătat la televizor, au făcut ăștia două emisiuni. N-a crăcut nimeni în țara asta. Stai, bă, că un copil a rămas mutilat șchiop pentru tine, bă! Ca să treci bine sau să-l schimbi. Nu s-a mai dat asta, că nu interesează pe nimeni. Păi și nu interesează pe nimeni. La revedere, n-a ieșit unul, bă, să te mai unul. Bă, vrem să strângem bani, să-i punem o proteză sau să-i luăm ceva sau să-i luăm o casă, că a stat călcat în picioare de jandarm, să fie mie bine, toți. La bătut. Ăștia sunt de mări, niște retard și asta este. Ne păcălesc unii ca Vadim, ca ăla, care apar, ca Paula Iacob, ca ăla, asta care apar pe postul, bat câmpii și nu spun nimic. Păi ce astea sunt? Toți tipă urlă. Și nimeni nu zice nimic. Pe ce să zică, mă? Un caz concret, eu când l-am văzut pe ăsta, mă gândeam, zic, uite, bă, cum săracul, nu știam că l-am mutilat, l-ai văzut pe la mă? Da, opera da. Și în toate alea. Îți dă la cu varză, doi bagaboze, ce grași erau, doi umflați, lea care au mâncat ei, zice, pui acasă și le-a zis să ia tăboară, mă, și dă cu buta în el. Bă, dar nu se gândește că... Dar ai văzut pe aia care se chineau să bagi în dubă un om în căruciorul cu rotile. Bă, ce-te-a dement, frate? Da. Eu nu știu, dar cum, frate, dar tu nu ești tot omul ăla, n-are și ăla părinți, n-are mamă, n-are bunici, n-are tată. Asta e, Davide. Bine, vrei și să noi, scăte... Și noi, tineretul din România, ca să mai spun și termen, suntem niște lași, niște găini, care trece, deci mă uitam, îmi venea să-i bat pe aia care treceau, deci bunicii aia țipau acolo și am dus și acolo, poate mai iau la bine, am acolo, poate mai la bătaie cu jandar. Și treceau așa și râdeau, ha, ia uite și pălțea, stă ca fraiere aici. Au, tu, bă, niște găini, eu cu ținea? Nu, te-a întrebat, Serghei, dacă ai vrea să-ți cânte pe final ca să te calmezi și să terminăm într-o notă optimistă. Nu, în continuu, că mi-am adus un măr și un cup de gheață, în continuu e starea. Bine, bine. Deci nu vrei să te lăsăm în starea ta. Bine. Ok, vă pup la bine și noi, papa. Uite, citesc câteva mesaje rapid așa. Gigele, gândește-te la o melodie, te rog. Cumnata lui Ceaușescu, de ce stă în casă rea PPS? Să răspundă Serghei. Cotabiță n-are ce căuta, corect, dar nici asta. De ea, dar de ce nu vorbiți? Dar nu știu că stă cumnata, nu știu cine cumnata Ceaușescu. Tot Elena Ceaușescu o cheamă, nevasta nu știu a cui e. Se aude Gigele să străiască, se aude. Dar nu stă, eu nu știu că stă. Ba da, a fost știrea azi, ai fost tu plecat pe la toate televiziunile. A fost știrea astăzi cu una care se numește tot Elena Ceaușescu, dar nu știu soția căruia dintre frații este, știi? Nu știu, deci nu pot să răspund că nu cunosc. Bun. A intervenit prietenul nostru, domnul Jurevicius. Ăsta a pus întrebarea. Domnul, care e cel mai mare fan al lui, dintre prietenii noștri? Dragoș Anghel. Dragoș Anghel. Prima intervenție. Care n-are curaj să intre pe telefonul ăsta, mă deranjează. Te pupă Vica, asta în primul rând. Dar de ce n-ai curaj dacă se simte pe telefon să ne spui față în față să putem să-ți dăm replică? Prima întrebare ți-o adresează. Ce ai făcut, Nea Serghei? Ți-ai adus soția la tine în emisiune? Da, domnule, toată lumea spune că ești soția mea, vezi, Gigele, dar mie nu mi-e rușine. Continuă, omul, cu răutate. Ia-ți și tu mandolina și cântă-ne ceva cu el, măcar un dans pentru publicul fidel. Păi mandolina lui ești tu, mă, și nu ești printre noi, ai înțeles? Dar n-ai curaj, Anghele, să intri pe telefon să vorbești cu noi? Mai aveți un telefon. Iar îi dăm foc lui Dragoș și iar pleacă de acasă. Alo? Alo, seara bună. Bună seara. Vreau să intru și eu la dumneavoastră în emisiune. Sunteți. Optim? Sunteți în emisiune. Pentru emisiune la dumneavoastră, că mi-a ars casa, doamnă.
Așa. Și vreau și eu să vin la dumneavoastră, să vorbesc și eu la dumneavoastră în emisiune. Despre faptul că v-a ars casa sau? Da. Lăsați numărul în regie, da, și vă vom contacta noi și vă chemăm 100%. Deci s-ar putea să vă chemăm chiar mâine seară, jumătate de oră la, aici la noi la studio. Sunteți din București? Da, doamnă, da. În da, regulă. Da. Bine, atunci rămâneți pe fir, o să vă preia... Ne vedeți acum? Păi, dacă ne-a sunat... Alo? Da. Ne vedeți acum?